Multă pace tuturor, bine ne-am regăsit în această seară la ultima noastră temă legată de echilibru psihic și echilibru spiritual. Mai mult decât toate, așa cum Pavel vorbește, ne vom folosi de foarte mult în această seară de un cuget curat. Cât de important este noi ca oameni, mai ales ca și creștini, să știm să ne păstrăm un cuget curat, o conștiință curată. Și atunci când vorbim, așa cum spuneați de atâtea ori, când vorbim de un echilibru psihic, bineînțeles că vorbim și de un echilibru spiritual. Nu uităm bine, în seara aceasta o să ne folosim de Apostolul Pavel. În Noul Testament, la foarte multe declarații pe care Pavel le face referitor la conștiința lui, la cugetul său, deoarece, dragilor, aceasta este una din cele mai importante probleme în viața creștină. Cum să ne păstrăm un cuget curat. Ne uităm la Apostolul Pavel și îndemnul său pentru tânărul Timotei. Ne vom uita în seara aceasta la îndemnul lui Pavel pentru toate generațiile de creștini, pentru Biserica lui Hristos. Și vă reamintesc pentru cei care probabil n-ați fost data trecută, că am găsit una din cele mai frumoase cuvinte sau, dacă vreți, definiții ale conștiinței. Ce este conștiința? Sigur că vom găsi conștiința înseamnă o stare de calm, de liniște, de pace și mai ales când vorbim de echilibru. Aceasta asigură relația noastră cu Dumnezeu. Dar am văzut că atunci când vorbim de un cuge, de conștiință, spun oamenii mari care studiază, teologi, spun că este ochiul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Adică să mă văd pe mine prin ochiul lui Dumnezeu. Să vă văd pe dumneavoastră prin ochiul, sau ochii lui Dumnezeu. Aceasta în conștiința mea, da? De asemenea, spuneam data trecută, este busola omului care mă conduce, care mă călăuzește în viață, care mi-arată și îmi dă o direcție sigură, o direcție bună. Spuneam de asemenea, cugetul este tribunalul care este în fiecare dintre noi. El e judecătorul neadormit în viața noastră, este cel care ne ajută, face distinție între bine și rău. Cugetul nostru depinde, așa cum spuneam și seriile trecute, de tipurile de conștiință care le avem și ne vom uita în cuvântul Domnului în seara aceasta. Și atunci când ne gândim la cuget, la Apostolul Pavel, are ca scop să vedem care este, dacă vreți, în limbajul nostru din această seară, care este busola lui Pavel după care și-a orientat viața. Bineînțeles, Iisus Hristos în primul rând. Acum vorbim de conștiința de sine, vorbim de noi, de cugetul nostru. Și dacă vă uitați bine la Apostolul Pavel, el a avut o conștiință întotdeauna și a vrut să țină o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă citesc câteva versete. Apostolul Pavel, dacă vă aduceți aminte, este dus la Roma, la judecat, este în fața judecătorilor. Oare care era, dacă vreți, standardul lui? Care era busola, dacă vreți, în limbajul nostru din această seară, după care Pavel își orienta viața și modul în care se apără înaintea oamenilor. Mi-a plăcut o expresie a apostolului Pavel, care o folosește în unele situații, în special pentru biserica din Corint. Pavel spune, puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi, vorbea de cei din Corint, să gheardă că sunt judecat de un scaun omenesc. Adică, ce vrea să spună apostolul Pavel? Puțin îmi pasă. Și mai spun o expresie foarte greu de înțeles pentru cei care nu se aprofundează, el spune așa, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Cum vine aceasta, dragilor? Când Biblia spune judecați-vă, examinați-vă pe voi înșivă. Dar dacă nu citiți cu atenție tot contextul și ultima afirmație a lui Pavel, el spune așa, cel ce mă judecă este Hristos. Aici este secretul pe care vreau să-l prindeți în această seară. Cel ce mă judecă, cel ce mă examinează, cel ce îmi ajută conștiința mea, cugetul meu, îmi dă lumină, este Hristos. Și atunci vreau să mai dau câteva texte pe care Pavel le redă în Cartea Faptele Apostolilor. El spune, fraților, eu am vețit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, până în ziua aceasta. Iată ce spune Pavel și este în fața judecătorilor. Vă rog să rețineți. Un alt, asta o aveți la Faptele 24, versetul 15 și 16. Apoi mergem la un alt loc, tot în capitolul 24. Vă uitați bine ceea ce spune Apostolul Pavel la 24.
am în Dumnezeu nădejdea aceasta. Este judecat. Pentru ce era Pavel judecat? El spune clar, pentru învierea morților sunt eu judecat. Pentru aceasta împărație sunt înaintea ta. Și îmi place expresia pe care vă rog să vă subliniați legat de cugete, de conștiință. Și el spune, am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, vorbea și evreilor, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și acum atenție, ce a însemnat pentru Pavel faptul că există o judecată? Și iată spune, de ce? Eu mă silesc, am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce frumos! De ce Pavel se silea să aibă un cuget curat? De răspunsul, dacă a spus atent, da? El credea în înviere, el credea într-o judecată a vielor și a morților și pentru că prin credința în Hristos, Biblia ne spune, cei ce au crezut în el au trecut din moarte la viață și nu mai ajung la judecat. Și Pavel tocmai aceasta caută să lămurească. Și el spune, eu cred în învierea morților, eu cred în Hristos care învia din morți și același Hristos este în mine și pe eu îl predic. Pentru învierea morților eu sunt dat în judecată. A însemnat un lucru formidabil pentru Apostolul Pavel. Învierea lui Hristos, învierea noastră împreună cu el, spuneam data trecută, și vă repeta foarte puțin în această seară, de cugetul, de conștiința moartă. Vorbeam de conștiința minții goale, așa cum spuneam data trecută. Iată Pavel spune aici lucrul acesta și vreau să remarcați ce a asigurat cugetul curat. Ce ne asigură cugetul, conștiința curată. Ce a pregătit Dumnezeu, spuneam data trecută, repet, și astă seară. Jertfele vechi testamentale, sângele animalelor jertfite aveau ca scop exact același lucru. Sfințirea omului privea spre răscumpărarea care Hristos o va aduce prin sângele său. Și atât că Pavel la Evreia, capitolul 10, veți găsi lucrul acesta, el spune și la versetul 14 din capitolul 9, dați-mi voie să citesc pe acesta, el spune, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși ca jertfă pentru păcatele noastre, asta spune el. Vedeți, înaintea lui Dumnezeu a făcut lucrul acesta ca să ne curețe cugetul nostru de faptele moarte, sângele lui Iisus Hristos. Și acum, vedeți, moartea lui Hristos a fost suficientă. Jertfa lui Hristos, suficientă. Sângele lui Hristos, suficient pentru curățirea cugetului nostru și apoi menținerea lui curată înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Pavel la 10:22 pune condiția apropierii noastre de Dumnezeu. Da? În primul rând, ca să te apropii de Dumnezeu, trebuie să știi cine ești, tu și eu. Fără Hristos sunt pierdut, sunt un nenorocit, sunt un păcătos pierdut. Cu Hristos, prin credința în El, sunt un păcătos, dar mântuit, prin jertfa lui Hristos, prin sângele Lui, și Hristos mi-a asigurat condiția apropierii mele de El. Vă rog să vă subliniați ce spun acum. Nimeni, absolut nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu fără jertfa lui Iisus Hristos. Da? Prin El, prin Hristos avem apropierea, pentru că spune Pavel, tot la Evreia, la capitolul 10, prin trupul său frânt, primul lucru, oameni. Și al doilea, prin sângele lui vărsat, avem o intrare slobodă la Tatăl. Da? Avem un cuget curat. Și acum Pavel spune la versetul 22, tocmai de aceea să ne apropiem cu inimă curată. Pe ce bază? Pe baza jertfei lui Hristos, a sângelui său, el ne-a curățit cugetele noastre de faptele moarte și acum suntem curați prin Hristos și ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos. El care s-a dus ca jertfă, cum a spus, ne apropiem cu o inimă curată și uitați și mai spune Pavel, cu credință deplină. Nu poți fără credință. Și Hristos îți dă credința, inima curată, inimile stropite și din nou curățite de un cuget rău. Observați, știți ce-o mai rămas, dragilor, din toată legea veche? Trupul spălat cu apă curată. Deci Dumnezeu vrea, așa cum spuneam de atâtea ori, Duhul vostru, sufletul vostru, le-a asigurat Dumnezeu curățirea și sfințirea. Și trupul nostru,
curați. Așa vrea Dumnezeu să ne apropiem de El. Dragilor, mai am găsit ceva foarte interesant. Apostolul Pavel a fost foarte criticat de biserica din Corint, dacă țineți minte. Apostolul Pavel are o laudă. Și lauda nu era pe baza ceea ce face el. Știți ce spune la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12? Și această laudă era vis-a-vis de învățătorii falși, apostolii falși, care veneau și Pavel spune, ei bine, aceia sunt învățători, sunt apostoli, dar sunt falși, lor îi lipsește ceva. Și iată ce spune apostolul Pavel. Lauda noastră este mărturia pe care o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie, curăție de inimă, date de cine, oameni buni? Subliniați-vă, frați, dragi, tuturor prieteni, subliniați-vă, el spune cine a făcut lucrarea aceasta. O inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe înțelepciunea lumească, ci prin harul lui Dumnezeu. Acum, dragilor, ceea ce vreau să observați aici, apostolul Pavel amintește că dacă ai o conștiință curată, ai un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, atunci te poți apropia de Dumnezeu. Și Pavel a avut în vedere lucrul acesta, a spus creștinilor și în special lui Timotei și lui Tit. Țineți minte? Vreau să vă citesc două versete. Una pe care apostolul Pavel o spune la 1 Timotei 1:5. Rog, multă, foarte multă atenție. Ținta poruncii este dragoste. Asta a rămas și în legea veche și în noua lege. Acum ascultați-mă, de ce nu există și ne plângem că există dragoste? Știți care este izvorul? Exact tema noastră. O conștiință curată, un cuget curat. Iată, Pavel continuă. Ținta poruncii este dragostea care vine, subliniați-vă, dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Observați? Astea cine le dă? Dumnezeu. Numai Hristos și Pavel spune, le aveți, dragostea vine de aici. Apoi aș vrea să mă observați o problemă foarte importantă. Care sunt lucrurile curate pentru noi în lumea în care trăim? Ce este cel mai important lucru? Vedeți, nu e important cum făceau farisei, curățirea paharelor, a vaselor. Pavel spune un lucru formidabil și vreau să îl citesc, îi spune lui Tit. Tit spune așa, lui Tit îi spune, și vreau să remarcați acest lucru. Totul este curat pentru cei curați, făcuți de Hristos prin sângele Lui, prin jertfa Lui, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. De ce? Nimic nu este, așa cum am spus, curat. De ce nu este curat? Până și mintea și cugetul le sunt spurcate, murdare. Tit 1, versetul 15, vă rog să le verificați. E, iată, dragilor, ce spuneam înainte, ce am spus la începutul sesiunilor noastre. O minte echilibrată, echilibru mental, psihic și spiritual. Observați, cugetul curat, conștiința curată ne asigură echilibru. Glorie Domnului! Vedeți, acum dați-mi voie, că ne-a mai rămas încă două tipuri de conștiință să vorbim în această seară. Nu înainte de vă repeta celelalte dinainte pentru cei care n-ați fost, haideți să le vedeți. Primul pe care vreau să-l vedeți și l-am amintit data trecută, este conștiința sau cugetul general al omenirii. Se numește conștiința erodată prin simțământul goriciunii permanente. De ce oamenii spun, vreau bani, nu-i fericit, vreau avere, nu sunt fericit, casă mare, nu e fericit. Cum zice, dacă țineți minte, Solomon, am dat tot ce am vrut sufletului meu. Țineți minte, i-am dat tot absolut. Și Pavel, și scuzați-mă, Solomon spune, totul este goal, deșertăciune și goană după vânt. Adică nu mi-mple sufletul. Sufletul nostru fără Dumnezeu este gol. De asta a spus, o conștiință erodată prin simțământul goliciunii permanente, a lipsei de valoare de sine, de sens. Și tot Solomon, într-o anumită etapă a vieții sale, el spune, Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Ei bine, acela trebuie să fie umplut de Dumnezeu. Asta trebuie să-L umple Dumnezeu. Pentru că goliciunea, dacă ne uităm, separă de Dumnezeu și de slavă lui Dumnezeu. Roman 3:23. Căci toți au păcătuit
și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cine ajută? Slava lui Dumnezeu. Hristos, când vine în viața ta, în viața mea, aduce cu sine cuvântul său și slava lui. Asta s-a rugat Domnul Iisus, țineți minte? Ce spunea Domnul Iisus Hristos în rugăciunea din al 17? Ascultați, dragilor. Tată, vreau să eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu mie să ne dai în acum. Eu în ei și tu în mine, ca lumea să vadă că ei sunt ai mei. Așa cum spunea Pavel, vedeți? Ce formează mărturia noastră pentru lumea de afară? O conștiință, un cuget curat. Silința să trăim cu această conștiință curată. Dar când omul e golit de Dumnezeu, și uneori veți vedea în această seară, ispitele noastre, căderile noastre, așa cum spuneam, umblând prin praful lumii acestea, uneori ne întinăm, Hristos Dumnezeu ne-a asigurat curățirea și un cuget curat prin sângele Lui. Vorbeam apoi, dacă țineți minte, al doilea tip de conștiință, conștiința prin îndreptățirea de sine, a dezvinovățirii, și una și alta, și prima și a doua, își au originea în grădina Edenului. Țineți minte, vă rog foarte mult, frații mei, dragi surori și prieteni, că spune cuvântul Domnului după ce Adam și Eva au păcătuit, ascultați, au cunoscut că erau goi, goliciunea. Și apoi, al doua, observați cum se mută aici, la nivelul cel, la tipul celălalt. Când Dumnezeu caută prin grădina Edenului și întreabă, unde ești? Ce ai făcut? Ce răspunde Adam? Femeia pe care mi-ai dat-o tu, iată dezvinovățirea, să dai vina pe celălalt, o conștiință care mereu se dezvinovățește. Nu eu sunt vinovat, celălalt. Nu eu, soția mea, nu eu, soțul meu. Copiii spune, nu eu, colegii mei. Conștiința care se dezvinovățește și conștiința aceasta a minții goale, dacă vreți, sunt cele mai frecvente. Sunt cele mai frecvente. Și când vorbim de conștiința îndreptățirii de sine, a te dezvinovăți, a te disculpa, este tendința conștiinței umane, la modul general, începând din grădina Edenului până în zilele noastre, da? Și aproape întotdeauna să găsești pe altul care să-l învinești și nu pe tine. Și spuneam data trecută, Domnul spun specialiștii, că atunci când tu ai greșit, tu ai făcut păcat și vezi pe celălalt care nu e vinovat, este un simptom al unei boli mentale. O spun ei, confirmă și Biblia, că de fapt prin păcat pământul a ajuns sub blestem datorită omului. Bine, dragilor, acum, spuneam data trecută că este foarte important și am dat exemplu celor invitați la cină, s-au dezvinovățit. Am dat exemplu tânărului bogat, care zice, care e cea mai mare poruncă, Domnule, de răspunsul? El, ca să se dezvinovățească întrebat, și cine este aproapele meu? Deci, vedeți, întotdeauna când te dezvinovățești și tu ești vinovat, fiți atenți, este un semnal de alarmă. Că avem o regulă, avem un principiu care vreau să vi-l spun. Subliniați, vă rog să nu-l uitați. Știți care este principiul? Ascultați-l și țineți bine minte că e extrem de important acesta. Principiul este următorul. Nu arunca greșeala ta asupra altuia, ci mai bine îndreaptă-o. Aceasta te duce spre a pune o mască personală, să par frumos tu nevinovat. Și acum, dragilor, hai, permiteți-mi și lucrul acesta. Ani de zile, în timpul acesta, de când știu eu, în timpul democrației, știți, m-am gândit la faptul că noi am trecut prin trei etape, cel puțin eu și voi care sunteți cam de seamă cu mine. Prima epocă, prima etapă a fost epoca de aur, vă aduceți aminte, omul nou al societății noastre, așa este, dragilor. Era construirea comunismului, totul în comun, să o ducem bine. Era epoca în care am fost cei mai întunecați. Mergeam pe stradă cu luminile stinse, oriunde, epoca cea mai întunecată. Omul nou n-a apărut. Am intrat din 1989 într-o altă epocă a democrației, a libertății, dar a libertății greșit înțeleasă, care a dus în alte extreme, dragilor. Așa este? Libertatea de orice nuanță, inclusiv libertatea credinței. Și dacă vă uitați bine, hai să ne gândim la epoca de aur în ghilimele. Știți ce era pentru noi creștinii fain? Bine?
bisericile pline, valorile morale, valorile creștine erau valori. Și am ajuns în democrație, bisericile au început să fie mai goale, să se golească, epoca aceasta a plecării într-o parte și într-alta, nu? A migrației din România în alte țări sau împuținat creștinii în România, libertate, libertatea greșită înțeleasă și practicată și libertate de orice situație, inclusiv libertatea sexuală. Valorile morale, valorile spirituale nu mai există. Și tot acum ne gândim la creștini, perioada Laodicea, da? Știți ce semnează la Laodicea? Dreptul, dreptatea poporului, libertatea poporului. Și oamenii plăceri trăim, am trăit în vremea aceasta, e bine, din martie 2020, cred că realizați că am intrat într-o nouă epocă. Da? Niciodată nu va mai fi ca înainte. Am intrat în epoca COVID-19. Dacă până acum se spunea, îmbrățișați-vă, iubiți-vă unul pe altul. Acum ce se spune? Stați la distanță, da? Dați mâna fraților între voi. Acum ce se spune? Nu dați mâna. Ok, până acum se spune jos măștile fraților și surori. Și în biserică acum spune, puneți măștile fraților de două luni de zile. Și mie mi se pare un fenomen psihologic dublu. Pentru că, dragii mei, trăim vremea aceasta a distrugerii din punct de vedere psihologic. Uitați-vă bine, bine de tot, biologic și psihologic. Și să nu spuneți că nu ne afectează. Să nu spunem că nu ne afectează. Tocmai de aceea zic, haideți să nu ne mai îndreptățim. Dacă la propriu ne pune măștile, haideți la figurat să le dăm jos. Să le dăm jos. Asta înseamnă să recunosc, să recunoaștem când am greșit, să fiu eu cel ce sunt. Am văzut a treia tip de conștiință data trecută a unei vinovății obiective, am spus, asta de fapt trebuia prima. Am amintit și pe regele David, care a recunoscut, numai eu am făcut, mă doare de păcatul meu. Țineți minte, dragii mei, frați și soră, mă doare de păcatul meu. Eu am păcătuit, curățește-mă. Câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necromate. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu am ascuns fără de legile. Asta însemnează conștiința obiectivă. Știu că am păcătuit, eu sunt vinovat și mărturisesc înaintea Domnului. Uitați chiar acum, mă gândesc și în ultima clipă a vieții. Gândiți-vă bine la tâlharul de pe cruce, bine? Gândiți-vă bine, aici sunt doi, un tâlhar, Iisus la mijloc și un alt tâlhar în partea dreaptă, așa rese, da? Cel din dreapta spune celui din stânga, nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, omul, noi suferim pe drept, omul începe să-și facă procesul de conștiință. Fiți foarte atenți, în ultima clipă a vieții sale, pe cruce, înainte de moarte, ce spunea? Conștiința cugetul este judecătorul tău, ochiul lui Dumnezeu și sub ochiul lui Hristos, Dumnezeu pe cruce. Ce spune omul acesta? Noi suferim pe drept. Se întoarce la Hristos. Uitați-vă! Nu-ți trebuie mult să-ți cureți cugetul. Nu contează trecutul. Uită-te la Hristos, recunoaște. Și când El recunoaște, adu-ți aminte de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Ce răspunde Mântuitorul? Astăzi vei fi cu mine în rai. Fantastic. Primul rod al suferinței lui Hristos, recunoașterea obiectivă. Asta vreau să vă subliniați, dragilor. Bine? Am amintit de David, am amintit data trecută, dacă țineți minte, pilda fiului risipitor, care nu dă vina nici pe fratele său mai mare, nici pe tata, și spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, recunosc, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Asta spune Scriptura, da? Și tata l-a primit fără nicio observație. Ce frumos este să recunoști, să fii obiectiv când ai păcătuit, ai greșit. Vă mai dau un exemplu și închei acest al treilea tip. Vă aduceți aminte de Asaf? Vă aduceți aminte de Asaf? Conștiința lui era într-un declin. Asaf a privit în jur, cum privești tu și eu, la cei rău care o duc mai bine ca el, la cei care au de toate, el era în suferință. Unde te uiți în încercări, în suferință? Mă uit la cei răi, le merge bine, au de toate, nu duc lipsă de nimic. Și omul a început niște procese de conștiință în mintea lui. Țineți minte? Țineți minte? Atât de mult a muncit el
în mintea lui, încât a început să-și piardă echilibru, da? Țineți minte? Și zice așa, știi ce spune? Am căutat să înțeleg toate aceste lucruri, dar zadarnică mi-a fost turată truda. Mintea mea a obosit. Vă spuneam ce este depresia dățile trecute. Dați-mi voie să repet. Depresia, spunea un copil la școală, înseamnă transpirația creierului. Și profesorul întreabă, cum adică transpirația creierului, Buile? El răspunde, doamnă profesoară, când creierul, mintea este obosită, apa iese pe ochi. Și acum, vedeți, mintea lui Asaf a obosit. Nu încercați să înțelegeți prea multe care nu le pricepeți, nici nu invidiați că mintea voastră obosește și ne pierdem echilibru. Fiți foarte atenți ce vreau să spun. Dacă vă uitați cu atenție acasă, sau dacă aveți Biblia cu voi, Psalmul 73, versetul 22, are o expresie a sa formidabilă, o recunoaștere pe care eu și voi nu ați fi spus cuvintele lui. Ascultați ce spune Asaf. Și vă citesc. Spune așa. Atunci mă simțeam străpus în măruntaie, eram prost și fără judecată, ați înțeles? Fără judecată, eram ca o dobitocă înaintea ta. Și dintr-o dată el se trezește, fiți atenți, după ce își face procesul de sine, conștiința de sine, ce însemnează să fii obiectiv, nu înseamnă că tot timpul vei fi obiectiv, dar în momentele de cădere, în momentele de ispită, Duhul Domnului care e în tine, Hristos care e în tine, Dumnezeu care e în tine, El începe să-ți lumineze mintea. Știți ce spune asta? Ascultați? Însă eu, zice el acum lui Dumnezeu, sunt totdeauna cu tine. Doamne, fiți foarte atenți. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Aici l-a ridicat Dumnezeu. Mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă retrimi în slavă. Am să vă întreb ceva în această seară. De ce spune el așa? Eram prost și fără judecat. Ce ziceți? Vă reamintesc ce a spus acel om mare doctor în științe. Știința fără conștiință este ruina sufletului. Vă repet pentru voi toți și pentru mine. Știința fără conștiință este ruina sufletului. Ați înțeles? Acum, am citit o explicație și vă dau patru tipuri de, iertați-mi expresia, nu sunt ale mele, ale Bibliei, de proști, de oameni proști. Da? Și acum, unii părinți ai bisericii au analizat cuvântul acesta și spun cam așa, vă dau ce spun unii părinți ai bisericilor, nu spun de la mine, spune, prostia cade în sarcina unui demon. Din punct de vedere biblic, după logica lor. Demonul prostiei, așa spunea ei. Acum, cineva care a studiat bine, mult mai inteligent, mult ca mine și aprofundat, el spune așa, eu nu încerc să intru aici în stofa acestui univers nevăzut, dar am văzut, vă spune el, nu eu, eu citez, am văzut suficient proști încât să-mi dau seama, fiți atenți ce urmează, prea mulți demonizează oameni. Mă înțelegeți? Mă înțelegeți? Și când oamenii trec prin depresie, unii demonizează. Vă rog mult, fiți foarte atenți. Iată ce spune omul acesta creștin, un om formidabil. Nu există demon de vină. Oameni, noi, avem ceva strâmb în noi. Sărim de pe axa vieții, foarte interesant, și ne învârtim besmetic în jurul lucrurilor neesențiale. Deci axa vieții, dați-mi voie, ne numim creștini, cristocentrici. Asta e axa vieții mele. De aici s-a deplasat Asaf. De aici ne deplasăm uneori. Și Dumnezeu ne aduce din nou la centru. Și acum, el spune așa, și vreau să îmi permite să vă citesc. Fiți atenți. N-am observat până n-am studiat aceste lucruri. Biblia surprinde câteva ipostaze ale prostiei și vorbește Solomon foarte mult. Prostie, înțelepciune, pune în antiteză. Al unui tip de ramolit implacabile. Iată dovezile. Scurt comentariu. Omul comentează și vă dau comentariile lui. Câte tipuri de oameni proști a descoperit ea? Primul, prostul invidios. Acum, eu imediat când am citit această lucrare, m-am dus cu gândul la Asaf. De ce a zis Asaf? Eram prost și fără judecat în etapa aceea de viață.
a recunoscut, a intrat obiectivul în acțiune, îl vede pe Dumnezeu și omul se îndreaptă, dar fiți atenți și spunem acesta. Prostul invidios, în prima parte, are simptome. Crapă de ciudă de realizarea celuilalt. Prostul comparatist se compară mereu cu alții, e specializat în angoase. De ce Dumnezeu îi dă lui ăla? De ce îi dă la altul și mie nu-mi dă? De ce îl bate pe ăla și nu mă bate pe mine? Și acest om înțeleg, nu vă redau numele, căutați-l, el spune, asta e, invidia este o prostie. Invidiez pe altul care e mai mult ca tine? Vreau să vă spun ceva. Invidiez pe altul în biserică ce vezi că are o slujbă mai bună ca tine? Invidiez pe altul și nu ascundeți. Aici ne pune măștile. Un alt lucru. Al doilea. El a mai găsit că este un altul. Ignoranța. Mi-aduc aminte, am făcut niște cursuri de plantare undeva imediat după 1995. Profesorul de plantator de biserică, știți ce mi-a spus? Și nu uit cât trăiesc. Sunt aproape 20 de ani. Păziți-vă foarte bine de două lucruri care sunt grave. Prostia harnică și ignoranța activă. Oameni buni, să nu ignorăm cuvântul, să nu ignorăm principiile lui Dumnezeu, să nu ignorăm sfaturile lui Dumnezeu. Omul spune că prostul ignorant dă text. Psalmul 92, versetul 6. Știți ce spune? Omul prost, ascultați, spune psalmistul, nu cunoaște lucrul acesta. Cel nebun nu ia seama la el. Pe acest om nu-l interesează lucrurile de sus, înțelegeți? El zice că e creștin, el vine în biserică, dar nu are treabă cu lucrurile spirituale. Vorba unui frate mare, predicator, cunoscut în țară, la noi România. Cum încep lucrul de dimineață? Cum încep dimineața? Nu-mi spune că ești creștin și tu începi fără Dumnezeu. Cum îți folosești bani? Nu spui că îi cheltuiești și dai aiurea, nu dai pentru părățirea Dumnezeu și spui că ești creștin. Acum vreau să vă zic și aici, nu-mi spune, atenție, mi-o spun mie în primul rând și apoi vouă, că suntem creștini și nu umblăm după lucrurile de sus. Înțelegeți? Ok? Pavel la Coloseni 3, versetul 1, spune, dacă am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus. Unde stă gândirea? Unde stă mintea? Dacă tu te conectezi la lucrurile de sus, ești din ignoranță. Nu ignorați lucrurile spirituale, cuvântul Domnului. Al treilea tip este, asta a fost interesant pentru mine, spune prostul logoreic. A zis, mă, ce-o mai fi și asta? Fiți atenți. O, Doamne! De multe ori am picat și noi în această prostie. El dă un text din Proverbele și vreau să vi-l citesc. Proverbele 17:28 spune așa. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Adică, înțeleptul știe când să tacă și când să vorbească. Așa este? Înțeleptul, înainte să vorbească, gândește. Referitor la ce spune omul acesta, prostul, el vorbește și apoi gândește, dacă mai gândește, nu-i așa? El face și zice, ah, ce am făcut, mintea românului de pe urmă, cât sunt de genul acesta? Uitați-vă de aceea, omul acesta, lumea lui, îi se pare că el este cel mai înțelept, nu are nevoie de nimeni, nu-și permite să tacă, totdeauna chiar dacă spune o prostie, n-ați observat? Și iertați-mă, păzească-mă Dumnezeu pe mine. Unii spun prostii de la învol, oameni buni. Credeți? Să mă ierte bunul Dumnezeu pe mine și pe noi, dar sunt mulți care spun ceea ce n-ar trebui să spună. Acum, ultima de care spune el, mai apare în Biblie, este prostul recalcitrant la critică. Fiți atenți că am trecut pe drumul acesta și vi-l spun. Cine este acest om? Este omul care adună mereu aiurea. Este, zice omul acesta și redau ce spune el, prostul nervos, prostul filosof, care iubește certarea. Ascultați ce spune, nu iubește certarea. Cine iubește certarea, iubește știința, asta e om înțelept. Cine urăște certarea, nu să se certe, când cineva te ceartă, te mustră, cine urăște mustrarea, este un prost. Haideți să vă spun ceva. O venit un frate odată la mine, am făcut o greșeală, recunosc, era și în fața Domnului și alor, înțelegeți? Și vine un frate, de câte ori mi s-a întâmplat și cred că și vouă. Și spune, frate, începe să-mi fac o mustrare, înțelegeți? Nu era cu Duhul Sfânt, categorie, mustrarea, ci era una așa de
crăpa inima în el pe românește și la urmă zice, te rog să nu te superi pe mine. Eu i-am răspuns calm, frate, nu mă supăr că nu sunt prost. Omul zice, ce ai zis? Ce ai zis? A crezut că l-a făcut pe el prost. Nu, nu, nu. I-am zis, frate, nu sunt prost să mă mai supăr. Când cineva face mustrare, observație, pe drept, chiar aș fi un prost să mă supăr. Iată, sunt expresiile nu ale mele, vă rog să nu vă supărați pe mine, sunt expresii ce le găsiți în cuvântul Domnului. Vedeți ce înseamnă să fii obiectiv? A fi obiectiv înseamnă a recunoaște. Când cineva te mustră, să spui, frate, mulțumesc mult că m-ai mustrat. Mulțumesc, frate, că m-ai mustrat. Îți face bine. Nu cumva să vă supărați pe el. Unii se supără pe biserici, alții se supără pe frați, se supără pe bărbați, se supără pe nevastă, copiii se supără pe părinți. Oameni buni, eu nu vreau să fiu un astfel de om. Mă înțelegeți? Nici dumneavoastră. Bun, aș vrea să închei aici, pentru că acum aș vrea să trec, dacă îmi permiteți, la a patra, voi încheia cu a cincea, bineînțeles, voi încheia cu a patra și aș vrea să vă dau ceva, că spuneam data trecută, dacă dumneavoastră țineți minte, spuneam data trecută, conștiința unei vinovății subiective. Deci ați văzut, am spus care a fost cel întâi, nu mai le repet, dar acum apare cea subiectivă. Ce este subiectiv? V-am șeruit aici ceva ca să vedeți și dumneavoastră și vă citesc pentru cei care poate nu puteți urmări. Este o vinovăție corectă dată de rănirea unei persoane. Adică mă rănește altul pe mine, înțelegeți? Eu sunt mustrat în cugetul meu, dar veți vedea. Dar adeseori nu realizez să poate fi consecința violării intenționate a valorii corectate ale unor persoane din partea altora. Ce înseamnă aceasta? Am să vă dau, ok? De exemplu, cineva care are ciudă pe tine, mă înțelegeți? Cineva care nu te-a putut ierta, cineva care cu alt cuvânt te judecă. Uitați-vă la ultimul, are un caracter personal acesta, subiectiv. Da? Se petrece în conștiință judecata acțiunii cuiva împotriva ta. S-ar putea să te judece pe nedrept. Ați fost judecați pe nedrept? Ați fost tentați să credeți ce spun alții despre voi? Știți că sunt oameni care vă vor obliga, recunosc sau nu, ce ai făcut? El îți impune să recunoști că el așa vede. Și dacă tu îți asumi, ascultați-mă, dacă tu îți asumi aceasta, atunci tu ai vinovăție de genul acesta, subiectivă, care te duce spre nevroze. Vă rog să verificați spusele mele, că nu vreau să spun prostii. Ce este nevroza? Este afecțiunea sistemului nervos provocată de tulburarea dinamicii normale a proceselor nervoase în urma solicitări psihice excesive. Frații mei și soră, prieteni dragi, trebuie să realizăm un lucru. Mintea mea, conștiința mea știe unde am greșit, știe ce am greșit. Și când altul vine și mă învinuiește pe nedrept și știu că nu am făcut acel lucru, atenție foarte mare. Uitați-vă ce s-a întâmplat și cu Asaf. Uitați-vă, vreau să vă dau câteva exemple, pentru că vă ajută. Vinovăția subiectivă este însușirea convingerilor, abuzurilor altora. Ascultați bine? Făcându-te să te simți vinovat. Aceste cazuri, cele mai frecvente le avem în consilierea creștină, știți? Cele mai frecvente le avem în consiliere creștină. Oameni care i-au făcut pe alții să se simtă vinovați și îi poartă culpabilitățile acestea. Simțăminte de vinovăție nevrotică rezultă în principal din violarea interdicțiilor parentale internalizate. Ce înseamnă? Gândiți-vă bine, am dat aici, dacă vă uitați pe ecran, dar am share-uit, Iacov și mama Rebecca. Spuneți-mi și voi, mama Rebecca, ce a făcut cu privire la băiat? Cine l-a învățat pe micuțul Iacov să-l mintă pe tata? Spuneți. Țineți minte? Și gândiți-vă bine că sub impulsul mamei, când fiul ajunge la tata, la Iacov, țineți minte? Tata zice, oh, dragul tati, ai și prins? Da, așa repede.
Știi ce spune el? Ascultați cine și de ce minte omul ăsta? Pentru că mama l-a învățat să minte, l-a împins să minte. Zice așa, Dumnezeul tău mi l-a scos în cale și uite că ți l-am adus. Ce gândea tata Iacob? O, ce băiat credincios are tata. Uite că l-are pe Dumnezeu. Nu îți învăța copilul să mintă. Și va trăi culpabilități subiective. Mama l-a învățat să mintă. Și acum își dezvoltă și ajunge să aibă probleme aici. Și nu numai atât, cine îl învață să fure? Am auzit o chestie extrem de importantă, interesantă, o știți și voi. Când mama, și-am găsit mame, în ghilimele creștine, care învață copilul să mintă. Frați și surori, ascultați-mă cu atenție. Știu sigur ce vă spun. Sunt oameni mari, creștini, zis printre noi, care învață pe subalten să mintă. Știați? Știați? Și când te confunzi, știi ce spune? Bă, fratele mi-a zis să spun asta. Țineți, aveți cazul. Oare nu acestea sunt vinovățiile, conștiința subiectivă? De aceea, haideți, dați-mi voie să trec repede peste asta și să vă spun atât, aveți mare grijă. Ultimul caz care vi-l dau, Diotrif. Ce făcea? Țineți minte? Cât sunt în zilele noastre? Nu avea niciun motiv, îi dădea pe mulți afară din biserică. Pe Ioan nu mai primea biserică. Gândiți-vă la cei care dădea afară din biserică, da? Disciplina care... Până la urmă, uneori, una singură este cea mai bună. Disciplina în dragoste, cea biblică. Dar vreau să vă spun ceva. Aici m-am pocăit de mult de trecutul meu. Când unii folosesc disciplina ca o bâtă, înțelegeți, în a-i pune pe creștini la punct. Nu le mai folosiți. Nu-i mai folosiți asta. Alungați oamenii din biserici. Ei uneori nu zic că toți sunt nevinovați, unii poate sunt, câți nevinovați a fost, pentru că așa ai văzut tu, așa l-ai venit tu, el nu a făcut și a ajuns să trăiască aceste culpabilități și s-a îmbolnăvit pur și simplu în depresie și alte lucruri. Pe plan spiritual am dat aici bisericesc, defocalizarea de pe Hristos și relația personală spre convingeri personale, da? Uitați-vă unde duce final, la îmbolnăvirea spirituală, psihosomatică. Vreau să închei aici cu o chestie care vă ajută și pe dumneavoastră, pentru că este foarte important să nu ne însușim, dragilor, să nu ne însușim noi ceea ce alții spun. Mă înțelegeți? Ce alții te împinuiesc. Recunoaște doar atât cât ești conștient că ai făcut. Și nu de dracul de asta. Hai ca să te împac, frate. Recunosc că așa am făcut. Știți ce se întâmplă? Am să vă redau ceva. Sunt forme de psihoze care duc pe oameni. În vremea noastră avem situații foarte dificile, dacă dumneavoastră vreți să mă credeți în privința aceasta. Da? Eu am să vă redau ceva. Care sunt consecințele? Consecințele duce în final la o îmbolnăvire spirituală psihosomatică, studiați și vedeți și dumneavoastră, afectează comportamentul celor cu o conștiință subiectivă. Egoismul persoanelor nevrotice, invidia, zgârcenia, tendința lor de a devaloriza oamenii, obiectele provin din sentimente de insecuritate și așa mai departe. Asemănătoare sunt indecizii, întoiala nevroticului, care reprezintă cel mai bun mijloc de a evita luarea unor decizii. Cine ia decizia? El sau eu. Fiți foarte atenți la aceasta. Și aș vrea să vă dau încă un lucru care pentru mine este foarte important. Textul din Proverbe 12, versetul 18. Eu și vă spun, aveți mare grijă cum vorbiți cu oamenii. Eu mi-o spun mie, nu vorbiți în chip ușuratic. Nu faceți glume proaste pe seama Bibliei cu unii oameni. Pentru că Solomon în înțelepciunea spune așa, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Limba înțelepților aduce vindecare. De ce sunt așa de mulți bolnavi spiritual și unii chiar psihic? Pentru că atât de ușor vorbim cu ei, împotriva lor, învinuim și oamenii se culpabilizează. Mă înțelegeți? Acestea sunt învinuirile sau tipul de învinuire subiectivă. Și în final, duce spre nevroze. De aceea v-aș ruga foarte mult, oamenii aceștia vor avea probleme de ordin mental, fără importanță, se simt nesemnificativi,
au fantezii și în aceste s-am citit un modul pe care vreau să-l explic și dumneavoastră. Și Dumnezeu le poate vindeca, dând un echilibru. Uitați-vă la un lucru. Am citit undeva despre cei care au nevroze de orice nuanță. Fiți foarte, deci Dumnezeu de echilibru, din nou vă spun, dați voi lui Hristos să locuiască în minte și să ne dea o minte sănătoasă. Așa am citit proverbele, o minte sănătoasă. Citeam următorul motto pe care vi-l dau și vă țineți în minte. Nevroticii își fac astele în văzduh. Psihopații, un alt grad mai jos, sunt cei care se mută în ele. Iar psihiatrii sunt cei care le iau chiria. Adică dați bani acolo. E bine ca Dumnezeu să nu ajungem acolo, Dumnezeu avut în vedere să ne dea un echilibru, oameni buni, spiritual și mental. Un echilibru mental, grijă mare. Singura conștiință pe care trebuie să o avem în vedere este cea obiectivă. Și să nu uitați că Dumnezeu ne vindecă. O să arăt în final. Ultima cu care voi încheia în această seară este conștiința imatură nedezvoltată. Adică un om în vârstă, un om adult, care gândește ca un prunc. Ați găsit? Eu am găsit o grămadă. Gândește ca un copil. Pavel are fericit din Corint, dacă țineți minte un cuvânt. Știți care e cuvântul care îl folosește Domnul Iisus? Pavel, pentru ei, vă aduceți aminte? Voi care de mulți trebuia să fiți maturi, oameni mari, aveți nevoie de învățături, de lapte. Uitați-vă bine în biserici. Aici cei mai mulți nu-și dezvoltă o minte spirituală. Imaturi mental, imaturi spiritual. Să nu le vorbești de studiu despre neprihănire. Să nu-i duci în studii profunde, nu le înțeleg, frate. Spune-ne de lapte, punerea mâinilor, botez, lucruri ușoare. Vedeți, erau și între evrei și erau și la Corint. Și Pavel spune, vă să vă grănesc, să vă dau grană tare. Tot copii sunteți, da, dragilor? Acum, când Pavel merge la Corint, la capitolul 13, țineți minte, și vorbește de daruri. Aici era o confuzie în mintea creștinilor din Corint. Și Pavel trebuie să le spună niște cuvinte așa. Oameni buni, creștini dragi din Corint, fiți oameni mari la minte, așa că așa spune, maturi, la răutate fiți prunci. Eu am impresia că mă uit în biserică, așa uneori, că foarte mulți suntem la răutate, înțelegeți, cei mai buni. Cum suntem la minte, cum e mintea omului, așa e comportamentul lui de minte. De aceea vă spun, sunt mulți creștini imaturi. Un om imatur spiritual, ascultați-mă bine, este imatur emoțional. Se supără foarte repede, înțelegi, se nervează foarte repede, nu poți discuta cu el. Deci țineți minte, asta este primul lucru. Imatur mental, imatur emoțional. Un alt lucru. Se opun cu orice preț pentru că le este frică. Apoi, creștinii maturi pot să devină narcisiști spirituali. Am vorbit cu un om foarte însemnat, dați-mi voie, mă confesez, mă mărturisesc, bă, este unul dintre bunii mei supervizori. Și am întrebat, frate, te rog să-mi spui dacă în bisericile noastre avem oameni care suferă de narcisism. Nu vă dau răspunsul că deja realizați voi. Dar știți cine sunt narcisismul? Știți ce este narcisismul? Se caracterizează printr-un sentiment umflat de importanță de sine, știi cine sunt eu? O lipsă de empatie față de alții și o mare nevoie de admirație. Ați înțeles? Am înțeles? Există narcisism? Mie îmi spune că omul acesta este imatur. Omul acesta își scoate slava de la oameni. Un om matur, vorbeam dățile trecute, un om matur își scoate slava de la Dumnezeu. Așa este? Ce frumos! De aceea, fraților și surori, ultimul gând care vreau să spun legat de imaturitate, creștinul sănătos, emoțional, ascultați-mă ce urmează, nu-și flutură realizările sale, nu invadează conversațiile, mai degrabă demonstrează dragoste prin acțiunile sale, tot ce face, face de pe baza dragostei și scoate slava de la Domnul. Și el nu este încântat câți oameni îi slujesc lui. Mă înțelegeți? Un om matur este omul care se bucură să slujească tuturor. Asta îmi doresc să fiu. Vă doriți? Un om matur slujește tuturor oamenilor, dar începe din casa lui. Vă rog să vă subliniați. Am vorbit cele trecute de echilibru
casei, a familiei, îl asigurăm din casa noastră. Fii slujitorul casei tale, în primul rând pe plan spiritual. Pentru că, dragilor, Iisus este modelul nostru, de acord? Suntem creștini, cristocentric. Tocmai de aceea vreau să vă spun așa. Iisus e modelul nostru. Niciodată Iisus nu și-a ridicat mâinile în sus sau să se fi bosunflat sau să căute răzbunare. Așa mi-a plăcut expresia că am pus-o aici în tema predicii mele. De câte ori tu vrei răzbunare pe fratele tău, pe sora ta, pe nevastă ta, pe bărbatul tău? Numai un copil o face. Un copil o face. Un om matur. Știi ce face? Așa cum Duhul Sfânt m-a învățat. E greu de trăit, dar e bine să o faceți. Știți ce m-a învățat Dumnezeu? Practic de câțiva ani de zile îmi face bine. Când simt și știu sigur că unii mă fac rău și cine mă face rău, Dumnezeu ne pune la probă. Totdeauna zic, Tată, te rog frumos să ierți. Și ce ai de lucrat cu mine, lucrează în mine și cu mine. Mai ai de lucru. Pentru că, dragilor, uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Pe măsură ce ne modelăm viața, atenție, singurul model al meu e Hristos și al tău. Ne modelăm viața în jurul vieții lui Hristos. Așa-i? Iată ieșirea din toate tipurile negative de conștiință, de vinovăție și intrăm în domeniul cristic. Atunci suntem mai puțin preocupați de noi înșine sau de a fi îndrăgeți de cei din jur. Eliberarea din păcat, ascultați-mă acum finalul, spuneam la început, nu vă păcăliți că v-a curățit cugetul odată pentru totdeauna și nu vă mai întinați în cugetele voastre. Zilnic ne putem întina. Umblăm pe praful lumii acesteia. Trăim sub atâtea ispite și mai ales acum sub apăsarea vremii caracteristice. Fraților, frați dragilor, prieteni, cugetul nostru ne-o sentinează. Cine ne-l poate curăți? Sângele lui Iisus Hristos. Vina este iertată doar prin Iisus Hristos. Dar noi ne luptăm cu sentimente de vinovăție. Da? Da? Că mai pot să apară în memoria noastră, la unii vin în trecut. Ascultați-mă, vă rog, ascultați-mă. Nu vor să se ierte pe ei, dar cel mai mult nu vor să ierte pe cei ce i-au greșit. Sunt o sumedenie. Hristos te vindecă. Hristos vindecă trecutul tău, Hristos te scoate din trecutul tău și Hristos te e acela care, ascultați-mă, l-a biruit pe diavol. La birui puterea lui, Hristos a făcut cea mai formidabilă lucrare. A nimicit pe părășul fraților noștri. El ne poate aminti, diavolul, țineți minte acum ce vă spun. Ascultați-mă. Dacă l-ai primit pe Hristos, sângele lui asupra ta, diavolul vrea să fure, să junghe, să prăpădească, să te ucidă. Și are în vedere câteva lucruri pe care vreau să ne le uitați. Îți aduce în memorie, știți ce? Greșelile trecutului, falimentele trecutului, păcatele trecute, nemărturisite și neiertate. Da, și cele mărturisite și iertate. Nu vi s-a întâmplat, da, mie mi-a adus aminte, venea, care poate opri păsările să-l trecă deasupra capului, venea și la mine și am spus înapoi a mea satanul. Păcatele mele sunt iertate. Sângele lui Hristos m-a curățit de ele. Nu le mai pune în mintea mea, sunt aruncate în adâncul mării. Și, dragilor, finalul e frumos. Ce avem de făcut cu conștiința noastră? V-am arătat până aici un singur lucru, nu uitați, Dumnezeu vă iese înainte. Spuneți ce a spus Asaf. Asaf a spus așa și îmi place, Doamne, eu totdeauna sunt cu tine, aleluia. Tu ești la dreapta mea și vreau să ascultați mai prins de mâna dreaptă, adică lăsați-L pe Hristos să vă prindă și nu veți cădea. Când tu încerci să-L prinzi, ar putea să cazi, dar Hristos te ține de mână să nu mai cazi. Îți iese înainte, recunoașteți păcatul cinstit, nu te mai desvinovăți. Ai greșit față de frați? Ai spus cuvinte neîngăduite, ai spus cu un ton nepotrivit. Cereți iertare, frate, nu te mai dezvinovați. Cereți iertare, soră, recunoaște păcatul înaintea Domnului. Iosua 7, 19, 21, Psalmul 32, versetul 5, Psalmul 50, ce frumos. Al treilea lucru, fraților, aici este frumos, prieteni dragi, mărturisirea păcatelor. Nu le ascundeți. Mărturisește ce ai făcut. Spune Domnului. Și avem cuvântul. 1 Ioan, capitolul 1
Știți foarte bine, ți-a mărturisit păcatul și tu mi l-ai iertat. Sângele lui Hristos ne poate curăți. Și așa umblăm în lumina lui Hristos. Și în final, aș vrea să-mi permiteți, dacă vreți, vă puteți ruga împreună cu mine. Este o rugăciune atât de frumoasă. Este o rugăciune sinceră de predare în mâna Domnului. Iată Fiul risipitor, Tată, am păcătuit împotriva cerului. Am păcătuit împotriva ta. Dar, Tată, mulțumesc că tu mă ierți. Mulțumesc că tu mă primești. Și uitați-vă rugăciunea cea mai frumoasă care am găsit-o în cuvântul Domnului. Și aș vrea să încheiem cu această rugăciune din Psalmul 139. Aceasta e rugăciunea de final acestor sesiuni. Sub urmă vom trece cu ajutorul Domnului data viitoare la echilibru spiritual. 4 lucruri care ne asigură echilibru spiritual. Haideți să ne rugăm Domnului rugăciunea pe care a făcut-o și David din Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule. Cunoaște-mi inima. Încearcă-mă, Dumnezeule. Cunoaște-mi gândurile. Valeria, și te rog, du-mă și du-ne, Doamne, pe toți pe calea veșniciei tale. Amin. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântați de Domnul.